Salutare, first player, episodul 3 din Ratchet & Clank Rift Apart. Cumva, în tot timpul ăsta că mă jucam eu, am ratat o chestie importantă. Un element important. O bucățică de poveste. Numele fetei. Doamna Lomba, se cheamă Rivet. Și ce-i rămas numele? I am feeling a bit responsible for all of this. Perhaps it is because of me that the dimensions are falling apart, that Ratchet and I are lost. Oh. Bietul Clank, are mustări de conștiință. Well, hey, your communicator's about to get fixed, so that's something. Right. Controllerul. Am ajuns la un fel de circ spațial aici. Trebuie să-l caut pe Zurg din Gastropub. Ok. În momentul ăsta facem captura 4K. E prima captura 4K pe care o fac. Pe PlayStation 5. Cu tot cu microfon. Sper că se aude. M-ar enerva să nu se audă. Mi s-ar părea un pic enervant. Și hai să vedem care e treaba cu planeta asta din unde a citit. Simplu fapt că ne aflăm aici e pentru Clank. E o favoare pentru el, îi căutăm o componentă. I hope you are right. The destruction of the dimensionator seems to have caused a sort of dimensional cataclysm. If I cannot find Ratchet. Don't worry, boss. I'll get you fixed up. Promise. Mamă. Îmi place, o potecă spre nimic. Parcă văd un rift acolo. Sunt curios unde mă duce. Eram sigur. Să mă duc, să nu mă duc. Asta, știi ce mi-amintesc chestiile astea? De micile stagii bonus. Pe de-o parte din Crash. Pe de altă parte din Immortals. Ăla de la Ubisoft. Trebuie să văd, temporizez acum mișcările pe aici. Când înregistrez 4K pe jocul ăsta, poți să o faci numai o oră. Cu grijă și cu calm. Mamă, deci pe asta nici nu o văzusem. Hopa! Mamă, mi-a tremurat fundul puțin. Dacă strâng 5.000 de bolți de alea, o să pot să cumpăr și eu ceva mai ca lumea. Ah, mamă, mamă, panică maximă. Mă simt mai greu încercat decât la boss battle-urile cu dinozaurul. Că mă scanează un roboțel. Sartorial Steel. Păi ești nebun? Am armură. Ok, știam că am arme, știam că am nebunit, dar... armură? Asta e nou. Îi stă mai bine fără. Da, să zicem. Uite cum arată. E mai badass așa, mai puțin feminină. Seamănă cu Phantom ăla. Ăla cu cioc pe care îl urmărise la un moment dat. Cum ajung eu acolo? Păi uite așa. Și după aia acolo... gen... I hope so. Cum facem aici să sărim, să gliduim? Mie că... o luăm în barbă. Asta a fost tot. Ok, am apăsat pe R3 ca să văd unde trebuie să merg acum. Și trebuie să-l caut pe un anumit Zurki. Chiar sunt curios cum o se vadă înregistrarea asta. Mă simt oarecum șocat faptul că pot captura gameplay 4K. Când fac streaming, pot să fac doar Full HD la 60 FPS. Ce prețuri mari. Ia să luăm un Negatron Collider. Ia să facem un demo.
vai cum arată. Aha. Bă, trebuie să recunosc că arată mișto arma. Ah, dar reloading time. Ma. Jesus Christ. Ce armă. Uite-mi cu un portal. Ăștia mă distrag de-n treabă. Da, mă duc unde trebuie. Spend much time here? Yeah, this place is kind of a safe haven for the resistance. I hope the Emperor didn't find that out too. Welcome to Xerxes, your newly interdimensional gastropub and battleplex. I will take your coat and also all Krieger Bear. Inițial am crezut că scrie Cringe Bear. Asta știu cârciumă de cyberpunk în varianta pentru copii. Dacă întreba un copil de 6 ani, mami, povestește-mi cum e cârciuma din cyberpunk. Într-o modalitate mai safe for work. Fiți atenți că vreau să vă arăt o fază acum. Hai să mă luăm la grafică. Deci, în momentul ăsta, grafica este performance ray tracing, brightness la 50, contrast 10, motion blur, bla bla bla, dreptă field, film gain, grain. Hai să punem performance... Și ăsta e mod la 30 de FPS. Fidelity o să treacă la 4K. Deci am avut până acum a fost Full HD la 60, cred. Și acum trecem la 4K real. Nu mă lași? Așa. Bă, a crescut nivelul de detalii, dar nu mai e frame rate-ul ăla șmecher. Parcă e televizorul umplut mai bine de detalii. Și cred că mai devreme aveam Full HD la 60 pentru ray tracing. Ce față are! Namaste, and peace be with you, Rivet. Hey, Zerky, have you seen our favorite first mate anywhere? I need a signal booster. A, și vă mai arăt o treabă. Știu că e enervant ce fac eu aici, dar fiți atenți, subtitrări. Avem. Știu că inclusiv în limba română. Nu știu de ce. Croatian. Cum neva dau pe alte limbi? De ce e Croatian? Știu că așa scrie pe cutie, că o să avem în limba română. Întrebarea unde le găsesc. Voi avea varianta de Croația jocului? Cum ar fi? În fine, să-mi zică cineva cum pot să pun limba română. Că asta ar fi o chestie interesantă. E accessibility oare? Ne. Give me the part. Did you follow me here? Another fruitless effort to win my affection. Give me the part, Pierre. Time and again, I tell you, my heart is taken. And yet... Rusty Pete? Un pirat francez? Your friend has a saucy tongue. My name is Pierre Lafer. Pirate extraordinaire. I'll fight you for it. Xerxes is a violent spree, so take an out shot. I am more lover than fighter. For you, I will always make an exception. Ready to kick some robo butt? I have many issues with that question. But why not? Where do okay, vi se pare că ne batem cu un pirat francez. Ah, eu uite, cred că am descoperit un nou minigame. Un fel de arenă de bătăi, nebunii, lupte. Așa, deci bronze, silver, gold. Păi n-avem voie decât bronze deocamdată. Here we go! Spuneți-mi în comentarii ce alegeți, Full HD la 60 sau 4K la 30?
Full HD la 60 are ray tracing. Ce coadă stufoasă, parcă are coada mai stufoasă Rivet decât Ratchet. Au, a început bine. Bă, nu-i bine deloc. Ah, am uitat că arma asta trebuie încărcată. Și n-am timp să o încarc. Mamă. Șmechera armă, nu glumă. Oh. Ah, m-am merit mizeria de mine. So far so good. Schimba stilul dinamic. Știți, mai ușor de bătut decât primii. N-are niciun sens. Aș fi crezut că o să fie mai rău de bătut pe măsură ce avansăm. Am nevoie de o provocare mai mare. Ah, acum vin în combo-uri. Nu mă uitam așa. Au. Bă, ăștia nu merg. Să dai de aproape. Nu mă văd bine. Mamă, deci ăștia nu mor dintr-o singură lovitură. Nemernicile, trebuie vreo două, ba chiar trei. Nu pot să cred. Partea bună e că o să luăm niște bolți mișto de pe aici. Și că mi se reface viața după fiecare val, deci e chill. Am luat atât de multe bolți, cred că o să cumpăr ceva ca lumea. Deși era ceva care costa 8.000. Ceea ce nu cred că am. Ah, mai am muniții. I-a înghițit pământul. Nu merge nici. Dar la poza. Mă jur că poza. Se îngroașă gluma. Cred că trebuie să chem un Mr. Fungi de ăla să mă ajute. Și eventual să folosesc și... ăsta. Asta a fost tot, hă? Aparent. 5 valuri marșilate. Ca un side quest, cred că mă pot întoarce în arena asta să mai fac propăd. Ca să mai au echipamente. Drăguț! Drăguț!
Vai, ce clișeu, nu putea să fie un francez fără să zică sacre bleu. Ce înseamnă sacre bleu în traducere liberă? Păi se putea. Deci păi se putea, fără boss battle. Ah, las capcane. Trebuie să mă ferez și de capcane și de el. O idee ar fi să pice el în focurile astea. Simt o luptă lungă. Mamă, nu mai înțeleg nimic. Ah, uite și pe Mr. Fungi. Pistol topieri sprinkler. Aia, uite, asta îl va îngheța. Ceea ce m-a ajutat foarte mult. Uite, acum că îngheța prostul, pot să profit, doar că n-am profitat. Ah, Führer. Îi dăm cu niște enforcer. Văleleu! Au mai venit și minionii ăia, de parcă nu era de jos. Ai. Am mai luat de multă vreme niște damage, dat damage. Singura așa rău de tot gluma. Bine că am Shatter Bomb. Hai că am făcut și level up. Poate cel mai frumos strafe de până acum. În cazul în care auziți larmă pe fundal, sunt clasicii bețivi din fața blocului care sunt surexcitați după meciurile de fotbal, uitând că România nu joacă și că n-avem nicio miză la Euro 2020. Două zile asta mare porcu. Exact când am vrut să iau cutia. Nu mă las. I'm almost dying. Mi s-a încărcat arma șmecheră. Mare 6%. Încă puțin. 1%. În sfârșit. Mamă, dar am muncit ceva, am transpirat ceva pentru asta. S-a umflat râța în ea. Eventually and dramatically, I will get my revenge.
Cred că am câștigat ce aveam nevoie pentru amărâtul ăsta de Clank. Dacă Rivet ar fi român, ar chema Andreea, are fata de Andreea. Cred. Can you hear me? Clank, are you okay? Where are you? I saw that Lombax take you in. I am fine. In fact, I am with the Lombax now. Hey, I'm Rivet. Hi. Wow, this is... Wait, okay. I have to tell you something. Dr. Nefarious just crowned himself emperor of this dimension. He did what? No. We've got to get him and us out of here, but without the Dimensionator... Am auzit bine? Sunt mai mulți nefarieși? Câte unul în fiecare dimensiune? Gary. He would know what to do. I'm only a few sectors away from there. I can go check it out. What can we do? Do you have the planet Blizzard Prime in this dimension? Yeah. Why? We can locate the phase quartz used to power the dimensionator there. If I am right. Și totuși, unde este cealaltă mână a lui Clank? I guess we better get started then. I'm glad you're okay, buddy. You too, Ratchet. Be careful. Controlul ăsta miroase în 5, dar nu dau seama de ce. Sau miroase în 9. Let's build this thing. Aparent trebuie să construim ceva. Cred că va trebui să părăsim sectorul ăsta și să mergem să căutăm în altă parte. Mamă, ce real șmecher. A, doar 3000. La 3000 nu cumperi nimic. Mai degrabă facem niște upgrade-uri. Mr. Fungi. Shatterbomb. Topiary Sprinkler. Am apărat dacă am mult armă asta. Hai că ajunge. Așa, deci nava e în partea aia. Să mă duc acolo sau am fost deja? Sunt curios. Da, am fost deja. Eu deblocase niște echipament mai devreme după lupta aia, dar nu știu dacă l-am echipat. Ia uite că avem și harta. Pentru prima oară. Ia, ce avem aici la armor? Chest boots. Am câștigat niște pirate boots. Altă viață. Pe piept n-avem nimic încă. A venit și la Farias. Și-a venit cu pisica. Ce-ai, mă? Îi dă și lui ăsta un moment pe scenă, răufăcătorului. Ok,
Ce fete și micreu. Opa. A pus recompensă pe capul lor. Jesus. Cineva are probleme cu furia. Ia să vedem, deci aici am rezolvat problemele, dar ar fi o misiune secundară, opțională, n-am chef. Aici am fost deja, era planeta aia cu tot felul de dinozauri și aici e o misiune secundară, da. Așa. Aici am fost mai devreme și acum am două opțiuni. Să găsesc Dimensionator-ul sau să merg la minele după Blizz Zone. Hai să o luăm pe rând. Trebuie să se cunoască Rivet cu Ratchet. Fiind ultimii doi Lombax, a trebuit teoretic să se, nu știu, împerecheze? Să fac altul? Sau poate mai sunt Lombax. Find the Prophet Gary. Serios, un profet numit Gary? Cu toate numele pe care le puteau avea. Gary. Planeta asta are inspirație așa de Grecia antică. Deci un Stargate. N-are niciun rost să facem shopping, că mai, tocmai am rămas mai devreme fără resurse. O fi profetul? Deja? Asta n-a apăruse în tripul mistic pe care l-avea Clank? Your reputation precedes you. You'll need to go to the interdimensional archive. Este prietenul optimist gras pe care îl avem toți după față. Down under attack. How did you know? I'll go check it out. I still remember how to stop an invasion. Tradiționalul sărut strănut în microfon. Singurul lucru pe care pot să facem mai rău într-un microfon, într-un podcast sau transmisie sau live, e să mănânci chipsuri sau alune, să crânțăni, să distrugi urechile ascultătorilor. Odată cu recompensa pusă pe capul ăsta a doi, mă aștept să apară o nouă rasă de inamici puși pe înavuțire. Ce e asta? Caterinca. Ce cu sunetele mine. Mamă, nu se mai termină. Bă, dar ăștia chiar nu se mai termină. What is
Deja am renunțat la speranța că ăștia se vor mai termina vreodată. Aproape că l-aș ajuta pe ăla. De ce ciuperca aia e galbenă și nu roșie? Doamne, urâză mai sunt ăștia. Oprește invazia lui Monktown. Parcă văd că trebuie să mă bat singur cu armata. Serios? Trebuie să trag de 4 ori în el? Băi, deci sunt cam next level ăștia. Hai să vedem ce știe noua variantă de topiary. Ia să vedem. Cum ajung acolo sus, frate? Așa dar bombă e baza. Mamă, deci era să cadă în abis. Ceea ce încă se poate întâmpla. Literally, ar fi trebuit să fiu mort. Dar întâmplarea face să fi găsit un cotron cu resurse. Ce naiba să le fac eu ăstora care plutesc pe sus? Bă, dar ăștia refuză să moară? Fantastic. Ia să folosim negatronul ăla. Pare să fie o situație ideală pentru el. Am uitat să vă zic că modul ăsta în care tot adunăm bolts mi-aduce aminte de un joc Lego. Ăsta e vibe-ul, un joc Lego. Ăla cred că n-a murit. Mamă, uite cât sunt. Și mi se termină și gulanțele. E o metaforă, felul în care natura bate tehnologia. A, gata? Lejereanu, aș spune. Și totuși populația unde e? Uh-oh. Este un clank? Un clank feminin. Who are you? Sorry, you look so familiar. I'm Ratchet. I'm here to find, I think it was Gary's apprentice. I need to build a dimensionator. Oh dear. Well, there's little I can do seeing as my archives are walking away. How do I get back
his apprentice. Maybe, maybe we could work together? I do not make a great partner. What? How about this? If things go badly, which they won't, we go our separate ways. No questions asked. Team? Sure. Team. For now. Ok, avem un clank nou. Dar vreau să subliniez faptul că nu s-a prezentat. Nu și-a zis numele. Gary's Apprentice, atâta. Ia, hoverboot. Wow. Bestial. Mamă, câte obiective am. Hold R1 și press L2 repeatedly. Uite o anomalie. A devenit open world joc așa un pic. Hai mă. De 550 de metri. Atâi să mergem la ăla de la 200 și ceva de metri. De la, de fapt, de la care am și plecat. Nu știu jucăria asta. Aoleo. Nu poate fi totul perfect. Iar începe bătaia. Și nu stăm prea bine pe muniție. I mean... Ce bug. Ce trage la mine? Știu ce mi-a senzația că e de al planetei, extraterestru bun. Pitac. Ce mărlani? Măcar i-am făcut versi. Este cu old fashioned beatdown. Care și se întâmplă? Nu, nu așa. Trebuie să trec la arme serioase, nu se mai poate. Hei! Ah, a dispărut portalul. N-ai murit? A fost nevoie de două shatter bomburi? Bă, bune! Îmi place că arată damage-ul, vezi? Adică arată cât de paradit e. Asta mi se pare foarte tare. Se pare că mă va folosi chestia asta, hover boots, ca să evit laserul. Drăguț gimmick. Hai, mă, un pic. Cred că mai am doar turnul ăla și gata.
intens asta. Brothers, I am relieved you are all right. It is like so wonderful to see your sister Katie. Ce-s Yogini? Da. Meditează. Not sure. But we'll let brother Gary know you rest. Good luck, sisters. And mama o transcens în altă dimensiune. Ce face eu asta? Să găsesc o cale să mă ridic de aici. I know the monks are trying to stay strong. They are unfamiliar with the cruelty of the emperor. They'll be all right. We're here. Hai să vedem la care templu mai mergem acum. Avem 767, 767. So, KT 7461. Do you have a nickname? The monks call me sister. That feels more like a title. Let's try some else. How about KT? I got it. Sunshine. Aoleu. Your nickname. Because you're yellow? I do not think so. Kit? Well, keep working on it. Deci în jocul ăsta avem un clank feminin și un ratchet feminin. Ia uite-mă. Încă un templu, încă o invazie. Exact ce ziceam, a lăsat un pilot în urmă. Serioase. Negatron Collider. Olu. Uite cât sunt, frate. Nu mai înțeleg nimic. A, ala are și viața de aia de boss, n-are numai viața normală. Îmi place că avem un loc de desfășurare. Asta ar fi un plus al hărții este. Uite și pe boss, ce nervos e. Mamă, chestiile are țintez la distanță mare. Rezolvăm cu un shatter bomb. Hai mă, mai ești 100%, nu fi cărnat. Tu ești nimic pe lângă ăla. S-a calmat treaba mai repede decât mă așteptam. A fost mai grea prima luptă. Sunt cutii de luat pe aici? Și încă cum?
E mai liberăm și poștea, mai e un avampost și gata și cu planeta asta, cred. Toate astea ca să găsim chestia aia care a făcut să bubuie dimensiunile. Și să-l mă și reparăm pe Clank. Oh, oh. Uite cât sunt. Astea sunt din cantitate, nu calitate. Unul s-a dus. Al doilea s-a dus. Oh. Încă unul, mă. Unde veniți, frate? Nu mai am shatter bomb, putem cu fungi. Și dăm și cu Negatron. Mama, abia acum singura și pluma. Ce haos, doamne. Noroc cu armele astea cu plante, că altfel... Hai că l-am rezolvat și pe ăla. Bă, dar ăștia mi se mai termină o dată, frate, incredibil. Am ajuns la pistol. Nu-i deloc ca bună, nici viață nu prea mai avem. Hai mă, hai cu niște viață. Shatter bomb. N-a vaia capul răutăților. Mamă! Dacă nu distrug eu nava aia... Cum distruge nava? Last pistol, Mr. Punch. Cu topierii sprinkler nu merge, că nu ține alea astea. Sau mai știi? Opa! Observe damage! S-a enervat.
Mamă, deci dacă mai au lovitură, mor. Literally. Oh, fii atent aici. Asta e fatala. În sfârșit, Doamne. Deci lupta asta m-a secătuit. Stresant. Să mă băgăm azi, nu știu dacă mai încape în gameplay-ul ăsta, că pot să filmez doar o oră. Hai să mergem acum și eventual mai facem data viitoare una alta. Așa. Mă aștept să fie cea mai tare lupta asta, fiind ultima. You do not know. We just met. I know Gary trusts you. The monks like you. Maybe give the whole friendship thing a chance. I will consider it. Become tristă creatura asta. Did you and Clint come to this dimension together? Yeah. But he's traveling with someone. Ce-i acolo? A new best friend? I hope not. I did not. Nu poți să intru aici? Right. Oare cum o pot debloca? Ah, fiera să fie. Cred că de aici se poate debloca. Dă-te, bă. Nu? Unde duce chestia asta? La o altă chestie de-asta. Cred că e de jur împrejurul ăleia. Da, asta e clar. Asta alimentează chestia. Păi bun, și cum le putem face pe toate? Cred că trebuie să-i punem pe dinozauri și să stea pe ele cumva. Cred. May I give you advice based on the observations of the monks? Sure, go ahead. Even if Frank does become this other person's best friend, he will still be yours. Making friends is not like cutting up a pie. There is enough to go around. I see why Gary made you a prince. That wise. Thank you. Păi, ce trebuie să fac să se dezactiveze aia? Dă-te, mă! Să fie toate albastre, da? Și cred că să mă mișc repede pentru asta. Da, deci hai să o luăm în ordine. E albastru. Asta e verde. Ah, fier. Așa. Și repede de tot, trebuie să-l fac și pe albastru. Tu nimic? Speaking of best friends, do you have one? I... No. Incredibil. I never have. Not even Gary? He is more like a big brother than a best friend. How about this? I'll be your friend and we'll work our way up. I do not think that is wise. Dă-te, mă! Nu vrea. Dar nici nu pot să-i rănesc foarte mult, e un joc pacifist.
E, aia, ne mulțumim fără chestiile alea de acolo, nu cred că erau vitale oricum, sau, cine știe. Hai să ne îndreptăm în continuare spre templu. Wow, 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 wow. Deci, cred că putea să mor aici. Cum ajungem noi acolo? Văd că e un fel de tiroliană. Ratchet, you should not want to be my friend. No one should. Why not? Because I am not good for others. What do you mean? You're helping. Deprimată rău fata asta. Uf, mamă, cât pe ce. Ratchet, you found my apprentice, Sultan, both of you. You're ready to enter the mountain temple. Nice! Let's go! You're emotionally ready. You do need to overcome the temple's elaborate defense system. Oh, no. We lovingly call it the conflict of trials slash doom. Oh, I hate slash doom. You're ready for it, I'm sure. Okay. The conflict of trial and doom. Hai să vedem care-i treaba și cum urcăm pe munte. Ce v-am spune că are legătură cu poarta asta. Mamă! M-am dus prea devreme. Aia e contratimp. Și eu... Ce? Și eu sunt contratimp, în ideea că... Uite în înregistrarea asta. Da, în acestea fiind zise, în acestea încă o mătare pisică, cu 58 de minute registrate, declar închis episodul 3 din Ratchet & Clank pe PS5. Am încercat să activăm și treaba aia, adică am renunțat la Ray Tracing în favoarea unei grafici 4K. Cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Eu sunt Alex, forceplay.ro. Pa!